Cardul de sănătate atestă calitatea de asigurat în sistemul medical de stat și este instrumentul pe baza căruia asigurații beneficiază de servicii medicale, de la consultații și tratamente până la medicamente compensate și gratuite. Există însă sucevene asigurați medical care au refuzat în mod expres să primească acest card din motive religioase sau de conștiință. Pentru asigurații medicali din județul Suceava au fost tipărite peste 517.658 de carduri naționale de asigurări de sănătate, din care 25.800 de carduri au fost returnate de către operatorul de servicii poștale către Casa de Asigurări de Sănătate până la sfârșitul anului 2022, deoarece nu au putut fi înmânate beneficiarilor. Conform datelor furnizate de directorul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Cristi Bliorțu, din cardurile returnate, instituția a distribuit 17. 1647 persoanelor asigurate care le-au solicitat. 2345 de suceveni asigurați medical au refuzat în mod expres să primească acest card din motive religioase sau de conștiință. Pentru ei, Casa de Asigurări de Sănătate Suceava a eliberat adeverințe înlocuitoare. Pentru alți, 7700 suceveni au fost eliberate adeverințe de înlocuire a Cardului Național de Sănătate din cauza că au pierdut sau deteriorat cardul. De asemenea, în anul 2022, Casa de Asigurări de Sănătate Suceava a eliberat 9259 de adeverințe care atestă calitatea de asigura pentru cei care nu au primit cardul național.